Noapte, la noi sunt scrav locului și acum mergem direct către el. Mama mea, ce ai făcut? O să o ia razna, bă, o să o ia razna, sunt sigur. Mesaj pentru Noris de la abonați, dacă îți facem prank, nu? Vai de capul meu, ușor, ușor. Oh, cum arată cu astea? Băi, e rea rău mașina acum. Bă, ce mi-ați făcut? Bă, astea sunt tampoane? Bă, de ce pute așa rău? Salutare și bine v-am găsit la un nou vloguleț. De data asta o să-i facem un prank lui Best Nori. Suntem aici pe live cu el. Are 2200 de like-uri, vedeți aici. La 2300 de like-uri o să pun story pe Instagram când mă îmbrac ca să vadă abonații lui și mă duc spre el și o să intrăm la 2500 de like-uri, intrăm peste el în casă și o să-i dăm cu confeti și probabil cu niște frișcă pe față, dar prank-ul nu este ăsta. El nu știe. Eu am spus că la 1500 de like-uri o să postez un prank săptămâna asta, dar de fapt prank-ul pentru Noris este că o să-i vandalizez mașina și va trebui în momentul de față să pui pauza acestui clip și să te abonezi, să dai share unui prieten ca să se aboneze și el, căci la 50.000 de abonați, dacă îi facem anul ăsta și 500.000 de abonați Noris, eu dau 1.000 de euro, da, aleg pe unii dintre voi și dau 1.000 de euro și Noris la fel dă și el 1.000 de euro. Deci va trebui să dai un mare share dacă vrei să câștigi onorabila sumă de 1.000 de coco și desigur like ca să pleci următorul vlog. Avem frișcă, avem un lapte, nu știu de ce, probi bubble și confeti pentru început ca să pregătim frumos, abia aștept să intru peste el. Suntem la Noris în scara blocului și acum mergem direct către el. Mama mea, ce ai făcut? Mi-ai dat în gură! Hai de capul! Noris, se vede pe cameră? Nu se vede! Stai! De ce nu se vede? RIP camera, băieți! Bă, deci dacă vă arăt, trebuie să vă arăt neapărat cum e asta. Bă, și te-ai aruncat, mă, frate, că vreau să mă spăl mâine, bă, cap! E bună, e frișcă! Că mâine mă tundeam și eu! Începem cu confeti, desigur că îmi place să mă joc cu confeti. Și o să vreau să mă iau, dacă știți, un spray de la ceva cu alb de zăpadă artificială, chestii, sau o să luăm direct ketchup, buștar și tot ce e mai rău. Și trebuie să găsim ceva emblematic pentru Noris, ceva ce-l caracterizează pe Noris. M-am gândit la ceva roz și prințese. Ne-am gândit la ceva așa, mai de sezon. Primul ingredient, ouăle, ok. Următorul? Făină, ketchup, muștar, ouă. Și să stea alea și câteva minute pe mașină, știi cum pute după. Face direct o zonă cu mașina lui. Ce bine arată. Deci ce gustos. Firma OK. Ce a pus pe mașină? Altceva nu zice. Atât. Astăzi vom folosi firma OK. Să ne dea o sponsorizare, mai lipsa făina de la OK. OK, ouă OK și tampoane OK. Deci sunt OK tampoanele astea, doamnelor? Eu cred că da, adică nu știu. Da, oare se lipesc astea? De iarnă, de vară, de... Nu știu dacă se lipesc astea, sincer. Adică, apară. Da, 4 lei, zi Mexică, stă acolo. Cred că am venit la Opălaș, când ne-au lăsat ăștia să filmăm aici. Da. Și avem așa, avem acolo făină, tampoane, ouă, toate alea am luat. Compresor ca să-i dezupăm roțile. Mă, săracul, nu are. Mai are și live la ora 6:30. Și că cred că n-apucă. Hai către Noris. Mesaj pentru Noris de la abonați, dacă îi facem prank, nu? Slab la Fortnite. Am scris bine Fortnite, da? Fortnite. Bun, și facem o inimioară. E foarte ok. Puneți acum pauză, dați subscribe și like la acest clip. Dar vreau să lăsați în comentarii care vreți să fie următorul YouTuber. Cei de față se exclud, da? Da, adevărat vă zic. Stai că trebuie să desfacem posta. Ce mai vrem mai mult de atât? Creier. Făină proaspătă. Inițială, de unde făină? Ce avem altceva? Să dau ca să fie bine. Ia. Mamă. Mamă. Mamă, de-a făcut albă pe asta. Că m-a făcut de făină. L-ai făcut când? Asta e un pic așa karma. O să o ia razna, bă, o să o ia razna, sunt sigur. The next step. Tempera. Cred că asta o să fie și mai nașpa. Ia uite, subscribe. Și acum, hai să facem așa. Să vedem niște sânge, uite așa, știi. Bam! Oh, mi-e rău. Mi-e rău, chat. Mamă, ce e aici, voi? E vina lui Wiz, orice ar fi, ok? Noi, dacă te uiți la vlog, e vina lui Wiz. N-a pus ideea mea. Vai de capul meu, ușor, ușor. Na, pune-și pe far, bravo. Am terminat cu tempera. Andrei, ești următorul. Aoleu, mi-e rău. Eu dau cu confeti atunci. Facem omletă sau dăm? Hai cu omletă. Omletă? Sunt 10, 5 cu 5. Bine, hai. Ia, urmează. Ce rău frumos aici. Ouăle sponsorizate de la firma OK. Da. Hai, dăm aici. Faci. Fai. Deci nu dăm o mașină. Hai de capul meu. N-ai cum să stai. Știi cum s-a făcut cu tempera? Pune iudă la subscribe.
frumos. S-a duce. S-a dus. Da, cred că la ouă nu putem să le punem că se... N-ai cum. Aici avem ceva pentru domnișoare. Hai, ai de aia de pantofi, nu? Nu știu, mă. Doamne, dar ce... Cum se folosesc astea, Andrei? Nu știu. A, uite așa, mamă, ce... Mă, se lipesc așa? Mamă, cum sunt. Băi. Așa, și le punem ușor ca să nu lase urme. Astăzi, după filmarea asta, vă dați seama că să spun la mașină. Aș vrea, dacă se poate, extra ketchup. Aolea. Mamă, cum arată cu astea. Stop prank-uri. Stop. Oh. Chat, mi-e milă rău, pe bune, eu nu fac de genul prea așa. Îl sun și eu pe Andrei, zic, Andrei, am început să-i fac un prank lui Norris. Da, ai zis că hai să te ajut și eu un pic și toate astea, gen, e doar vina lui Wiz, da? Te răzbun pe Wiz dacă e, nu pe mine. Bă, eu mi-am făcut datorie, am zis că, na, am făcut like-uri pe live, am zis 1500 like-uri, fac prank, uite că ți-ai ales prank. Ce să facem? Norris, dacă vrei pentru o șoarmă ceva. Așa, așa, așa. Te-a fiat că iau din partea asta. De coace. Haide. Șorcă-mă. Că ți-e la zi-a trăiți a bătrânii. Bă, e rea rău mașina acum. Salut, Norris. Bă, ce mi-a spătat? Eu într-o oră trebuie să dau drumul la live, nu am timp să o spăl. Ați văzut tampoane? Da. Uite-mă că știu. Nu, sunt tălpici de alea de pus în încălțări. Da, mai ții minte când mi-ai lovit tu seria 1? Ți-am spus că o să-ți fac un prank? Da, da, da. Uite-l. Asta e. A fost lejer. A mine era doar o poză. Nu exista în viața reală. Aici e în viața reală. Nu stric să se poți consecințele. A, mă, Wizule. Păi și, uite, ai cheile. Eram sigur. Te duci pe spele. Ce m-am zis că asta face? Bă, da, bur... Mamă. Și eu fiind de-abia de la masă, am mâncat niște salandă biscuit. Bă, de ce pute așa rău? Hai spre spălătorie să vedem ce facem acolo. Sper să o primească. Cred că am lăsat totul în spatele nostru. Cred că ne-au înjurat toți, băi, nene, băi. Arată mașina asta, trage-mă pe dreapta, scrie pe ea. Am uitat să pun centura și, sincer, nu mi-era, nu mi-era de centură, frate, efectiv. Doamne, acum deci, am efectiv, sincer, cred că era ultima problemă asta. Eu aveam centura, eu am centura pusă. Eu am uitat să pun. Doamne, te-am observat. Păi normal că nu ai cum să observi centura la asemenea ambient. Adică e jale. Ce faci să-l fi lăsat pe Norris să imagine să meargă așa? Uite cum se uită. Ce aia, mă? A prins râmeci. Spălătorie directată. Până una alta nu uitați de un mare share, un mare share, un mare share, un mare share și un mare like și desigur subscribe și activați notificările pentru vloguri de genul ăsta ca să fiți la curent cu ele și desigur nu uitați de 50.000 de abonați și de 1.000 de euro pe care o dau, iar la 100.000 dau 2.000 de euro. Eu am fost David Ruiz, ne vedem pe data viitoare. Vă pup, pa! Lumea mă place, sunt carismatic, mișcă-te bombastic, Romeo fantastic, fac pachete în elastic, pipipe doar de plastic, tatuate, oh shit, tot ce fac e bullshit.